Bărbatul care susține că este călător în timp și vine din anul 2609 pretinde că știe data exactă la care roboții vor prelua planeta. Avertismentul a fost transmis în cel mai recent mesaj postat pe rețelele de socializare. Misteriosul utilizator al rețelelor de socializare spune că știe sigur data la care roboții vor prelua planeta. Aqua Traveler are peste 1800 de adepți pe rețelele de socializare, loc în care face diverse avertismente cu privire la evenimentele care urmează, de la dezastre naturale până la venirea extratereștrilor. În cel mai recent clip, călătorul în timp a scris pe 17 februarie 2103, roboții vor prelua lumea. Fanii persoanei care postează din spatele pseudonimului Aqua Traveler au reacționat imediat. Unii au fost ironici, dar alții au luat de bune predicțiile. Un călător în timp spune că trăiește în viitor unde nu există oameni. Am stat 11 zile în Paris de unul singur. Javier este un alt TikToker care spune că a călătorit în anul 2027. Presupusul călător în timp a susținut că omenirea a dispărut deoarece în videoclipurile sale pe care le-ar fi realizat în 2027 nu mai există oameni. Pe canalul său de TikTok, singurul supraviețuitor, presupusul călător în timp împărtășește imagini cu restaurante și magazine de îmbrăcăminte goale. El a filmat străzile goale din orașul Valencia și Madrid din Spania, unde nu se vede niciun om. Bărbatul vizitează de asemenea magazine, centre comerciale, baruri și supermarketuri, susținând că este singurul care se află acolo, relatează gândul.ro.